mari și frumoase și realități, domnule tată. Da, deci dacă instanța n-am visat, de judecată de la Ialomița v-a trezit din vis. Da, stați că mai avem o cale de apel la Curtea de Apel București. Eu nu mă bat. Ia nu mă las spuneți, bătut, domnul distinșilor tată. Noștri invitați. Domnul tată, deci vreau să vă spun că în 2020 mă pot lăuda și o putin, deși nu sunt avocat, nu sunt jurist de profesie, n-am făcut dreptul, dar știu foarte multe legislații electorale. Și am avut câștig de cauză cu reprezentare, cu documentele făcute de mine, întâmpinele absolut tot, la Curtea de Apel Suceava, la Curtea de Apel Iași, la Curtea de Apel București. Eu cred că nu sunt chiar atât de o nulitate dacă totuși am și astfel de realizări. Și mâine sau poimine o să merg din nou la Curtea de Apel București cu acea contestație în apel la decizia Tribunalului Ialomița, care este strigătoare la cer. În legea 208/2015, la articolul 83 alineatul 1, scrie foarte clar în șir acolo legea, care sunt actele de identitate valide, care sunt valide și sunt valabile în baza cărora un cetățean poate să-și exprime votul în țară, în inclusiv ziua alegerilor. Să candideze. Acolo nu spune că doar pentru a vota, nu spune doar pentru a vota, nu zice procesul doar. Procesul electoral. E, Tribunalul Ialomița a zis că actul de identitate, buletinul este considerat act de identitate doar pentru a putea vota la parlamentare, nu este și act de identitate pentru a putea candida la parlamentare. Glumiți? Da, vă arăt decizia, vă trimit pe mail. Vă rog să mi-o trimiteți, trimit că îmi place astăzi, la nebunie. Da. Așa vă zice... Seama, negru acolo pe e un judecător care a zis un judecător, asta? Da, un judecător de tribunal Ialomița, da. Doamne Dumnezeu. Da, și am mai înseamnă interpretat... Înseamnă că pentru... După ce votezi cu buletinul, trebuie să te duci, dacă și candidezi, cu alt document. Da, da, da. De identitate. Dar nu există în afară de pașaport. Dar legea 208/2015, articolul 53, litera B, spune foarte clar copiile, la dosar, că aici era problema, că candidatul nostru de la Ialomița a depus în loc de copia de pe cartea de identitate, copia după pașaport. Perfect legal. Da. N-am uitat în lege. Acolo legea scrie copia actului de identitate al candidatului. Nu spune copia cărții de identitate. Și acum am ajuns să facem apologia actului de identitate. Ce înseamnă, de fapt, în terminologia românească, act de identitate? Bine, am mai invocat acolo instanța și o ordonanță 97, nu știu, din 2005 și mai departe, care spune ce sunt acte de identitate. Dar, dacă ne uităm la puterea de tehnică legislativă, acum o luăm pe tehnică legislativă, da, și da, mă fac doctor docent. Păi, legea 208/2015 este o lege organică. Ordonanța de urgență, din cunoștințele mele, este inferioară legal ca putere de lege corect unei legi organice. Și asta e și o lege organică specială, pentru că face special referire la un tip de alegeri. Păi atunci tu pe asta o invoci prima dată. Nu mă invoci pe Ana și Caiafa și mama și tata și purcelul și cățelul doar ca să-mi blochez mie un drept fundamental. Cum e birocrația legislativă și administrativă a unei campanii prezidențiale? Dumnezeule mare, fără să exagerez, îți vine să te împuști. Dacă n-ai nervii tari, dacă n-ai o echipă cât de cât acolo pregătită, sau trebuie să ai foarte mulți bani să ai avocați pe lângă tine, renunți. Renunți, pentru că este criminal, este colosal. Și vreau să vă spun că cei care sunt Dar în bejuri... Dar pe ăștia alți candidați nu-i deranjează deloc. Păi sunt ai lor. Ei pe ei nu se deranjează. Dar te duci cu candidatura, vă spun acum, nu e poveste, la Buzău. S-a dus un reprezentant al nostru de pună candidaturile. M-a sunat domnul președinte... Ne cer când au luat să verifice acolo inițiala tatălui. Hai mă, dă-o încolo de treabă. Zic, dar unde scrie? Că nu știu ce în procedură, nu știu, că nu se poate să spun neapărat inițiala tatălui candidaților. Am contactat repede pe oamenii ăia să-mi zică, ziceți-mi cum îl cheamă pe taică-to. Ok, transmit. Dar atunci a făcut semn glumă la telefon, zic, dar pe al mamei nu-l vor. Nu, 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 doar pe al tatălui. Ce să vedeți, mă sună în două minute și vor și al mamei. Zic, băi, dau coro de treabă, zis că îmi dau comunism, palme, zic, îmi dau palme. Și zic, pe al cățelului nu-l vor? Serios, adică, băi, totuși, am luat o razna. Și nu e o procedură unitară, fiecare face cum vrea. Eu, spre exemplu, mi-am depus dosarul de candidat și la Senat pe București și n-am pus inițiala tatălui, că oricum e mort, Dumnezeu să o odihnească. Da? Dar nu mi-a zis nimeni, la Ilfo la fel, la... și mai departe, fiecare face cum îl taie capul. Și la urmă, la Ilfo mi-a zis, doamna, că trebuia, a, dar lasă, că oricum nu este motiv de invalidare. Păi normal că nu e motiv de invalidare a candidaturii când am inițial a trecut acolo. Se leagă de toate chichițele. A, dacă numele noastră este doar Mihai Tatulie sau mai aveți și alt prenume? Nu, n-am.
Ei, eu am Sebastian Constantin Popescu. Da, Doamne, dacă nu știu ce Dumnezeu mi-a scris să iau buletin, Sebastian Minuță Popescu sau minus nu, Sebastian minus Constantin. Dar de ce minus? Dar nu vreau cu minus. Când o să-mi fac așa buletinul următor, o să spun: băi, fraților, scoateți minusul ăla, cratima aia de acolo. Că n-am cerut-o, ăla nu e numele meu, Sebastian minus Constantin. Ce prostia aia. Și, domne, când m-am dus să fac un pixul negru, când era pe scris acolo să... Să faceți liniuța? Că se supără domnul judecător, că nu accept. Pe bune, zic, mi-a făcut curgea, luat o razna. Efectiv, au luat o razna de toate fleacurile astea. Și știți cum se comportă oamenii ăștia din birou electorale județene? Și o să spun, în toată campania, cu toată asumarea, de la judecători, în fiecare birou electoral județean, sunt 3 judecători de tribunal. Și te gândești, băi nene, sunt totuși magistrați trecuți prin experiență, au ajuns la tribunal, nu ieri. Au și experiență juridică în instanță. Cum se comportă? O iei la fugă. Deci îți dai palme. Așa ceva nu am văzut în viața sunteți mea. Sunteți nemulțumit sunt de judecătorii noștri tot inamovibili? 99% da. Cu mici excepții am găsit, am avut noroc pentru că, din păcate, prin natura meseriei de politician, în numele partidului, a trebuit de să merg... De președinte care face toate actele partidului. Da, pentru că nu avem bani, am ajuns în instanță, dar pentru partid, pe legislație electorală, nu pe altceva. Da. Și am avut neplăcerea să iau un contact cu foarte mulți judecători. Și de la tribunal, și de la judecătorie, și de la curte de apel, și nu mi-au făcut plăcere foarte mulți dintre ei. O spun asumat. Și să mai spun un lucru. Orice politician, orice cetățean român are dreptul să comenteze, să spună părerea despre o sentință definitivă și irevocabilă sau nedefinitivă. Oricând. Oricând. Dar are obligația să o respecte. Da. Da. Deci poți să spui orice... O respect, dar poți să spui părerea că dar nu... Dar și aici când... avem habotnici. Să da. Nu vorbești. Da, exact, lasă-mă spun. Când iau latru, că nu comentezi. Bate ce, să, de nu ce comentezi? Să nu comentezi? Sigur că da. Una este să comentezi, da. Una este comentezi, alta e, zic, comentezi, asta e, dar o respectăm, o punem în aplicare. Că nu se pune problema de altceva. Dar sunt nemulțumit și vă mai spun un lucru. Dacă noi nu rezolvăm ca societate, cât de curând, problema asta cu justiția să fie cu adevărat funcțională, noi nu vom să evoluăm foarte mult ca țară. Domnul o să ne potignim în continuare 100 de ani. Pentru că acolo e ok. Înainte de a rezolva problemele administrative și de birocrație ale justiției, va trebui să faceți reforma justiției, că ea nu s-a făcut. E o bătaie de joc. Dacă perfect, Sadoveanu ar trăi și s-ar duce la CSM acum, ar scrie din nou nuvela Balta Liniștii. Știți ce le-a spune eu judecătorilor în prima ședință în care, că știți, președintele prezidează și CSM-ul da. Când se duce, da? Ei, bun, formal. Le-a da. Spune așa. Onorați magistrați, din mărinimia mea, inima mea mare, vă dau la dispoziție 30 de zile să vă faceți curățenie în ograd. Nu vă faceți, o să intre politicul. Știți cum? Cu barda. Alegeți. Voi finuți, vă reglați între voi care știți că aveți bube, ori intră politicul cu barda peste voi și scapă cine poate. Asta o să le spun. Minunat. Să vă spun ceva, o să se emoționeze, o să plângă toți. Foarte rău. Hoote. Foarte rău. Domnul Sebastian, puțin le pasă, au puterea. Nu-i puteți clinti cu nimic. Momentan. Le-am dat inamovibilitatea momentan. Înainte de a fi necesar că da. Nu se maturizaseră și nu învățaseră respectul față de lege pe care trebuie să ne-l transmită și nouă. Domnul e o bătaie de joc. Domnul Tatulici, pe lumea asta nimic nu este veșnic. Poate doar prostia. Să vă spun ceva. Ba da, sunt mai multe lucruri veșnice, din păcate. Din păcate. Inamovibilitatea și... Tembelismul, de exemplu, e veșnic. Da, mai cred că este rudă cu cred că e rudă cu prostia, nu? Nu neapărat. Are și alte forme, da. Minte mai multă, dar nu, râdem, glumim, nu. E clar că sunt niște probleme grave și dacă domnul Popescu, dacă dumneavoastră ajunge, să zicem, pe la mandatul 5, președintele României, veți face față unei mașini care o să vă termine într-o lună. Ăștia nu vor reformă. Dumneavoastră vedeți politicienii să schimbe legile? Pe lor le e frică de legi. Nu le schimbă, nu le optimizează. N-ați înțeles, nu trebuie să vrea ei, trebuie să vreau eu. Majoritate atât. Parlamentară. Da.
Vor executa cum le cum voi... Cum o să ajungeți la majoritate dacă mai aveți 1000 de activi și dați afară 3500 în 5 ani? Noi acum nu avem ani. Cum să facem majoritate parlamentară cu ce avem dacă intrăm, facem pragul electoral și intră toți. Nu, asta este problema. Eu lucrez cu cine este în Parlament. Nu vor să lucreze. Există opțiunea dizolvării Parlamentului. Legislația românească nu vă permite acest lucru. Îmi pare foarte rău. E făcută în așa fel încât să vă încurce. Știți foarte bine. De-aia nu cad guvernele în România decât când vrea nu cineva. Nu cad pentru că se înțeleg ei acolo pentru ciorani. Dar n-ați înțeles un lucru. Scopul meu este România. La capitolul ăsta. Ați auzit? La capitolul ăsta, când vine vorba de România, sunt mai șmecher decât ei. Pentru că vreau cu adevărat ceva pentru România. Faceți documente mai bune, mai puternice, mai pline de conținut. Lucrurile sunt complicate, nu o luați în ușor. Faceți toate lucrurile dumneavoastră, luați-vă niște oameni deștepți care să vă facă treabă. Deci să nu aveți senzația că eu sunt superficial, nici vorba. Nu am spus asta, dar sunteți un om. V-am creditat cu 100.000 de voturi. Nu cu 50.000 cât v-ați creditat noastră, sperând să vă emancipați. Domnul Tatulici, vă plac prăjiturile? Nu, că sunt diabetic. Ok. Adică îmi plac, dar n-am ce să fac. Vă făceam o propunere, că dacă se împlinește profeția cu 100.000, vă duc tiramisul prezidențial a doua zi. Nu asta vreau. Dacă faceți 100.000 și se împlinește destinul ăsta al dumneavoastră, nu trebuie să-mi aduceți nimic. Vă aduc eu ce vă trebuie în continuare. Vă aduc eu. Vă aduc oameni deștepți care să vă ajute. Vă aștept să veniți cu care nu o să vă ceară bani. Deci nu vreau nimic. Vă aduc eu oameni. E poate să înceară numai bani. Numai că trebuie să și dumneavoastră trebuie să încercați să vă emancipați. Întotdeauna, în fiecare zi... Sună nasol, dar e necesar. Avem ce să învățăm și să... Dacă nu înveți în fiecare zi și nu asculți și ce spun și alții, suferi de autosuficiență.